Hei, în timp ce în casă se face curățenie generală, am văzut că s-au luat covoarele, s-au strâns, s-au spălat, s-au periat. Doamna Dorina dădea cu mutra, Gabriela cu mopul, în bucătăria Mireasa se gătește. Am văzut și pe doamna Laura, cred că oala aceasta mare este a dânsei, nu știu ce face acolo, dar mai mult o încurcă pe Raluca, pentru că îi spunea că Burionul nu știu ce a pățit, că a fost lăsat pe afară. În fine, Raluca face musaca în schimb. O face cu cartofi feliați. Mie, sincer, îmi place musacaua cu cartofi zdrobiți, gen piure. Mi se pare că se leagă mult mai bine și dacă ai să pui și o felie de cașcaval deasupra la piure și apoi stratul acela de carne și apoi iarăși piureul acela și apoi iarăși cașcaval, mi se pare că seamănă mai mult cu o lasagne așa, dar e foarte, foarte gustoasă. Musacaua este una din preferatele mele. Sincer, aș fi schimbat ținuta, nu de alta, dar bluzița aceea este foarte frumoasă și dacă sare vreun strop din oala aceea, s-a dus bluzița, nu mai are ce să-i facă. Poftă bună tuturor, felicitări pentru musaca!